Acuzații de copy-paste, de tentative de a înșela consilierii, amenințări cu DNA-ul și vorbe dure aruncate peste masă. Cam așa a decurs ultima ședință a Consiliului Local Municipal Brăila. Protagoniștii, viceprimarul liberal Alexandru Dănăilă și colega sa de partid, consilierul Simona Drăghincescu. Aceasta a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a mai multor proiecte. Unul dintre acestea viza aprobarea regulamentului pentru emiterea vizelor necesare, executării lucrărilor edilitare subterane și actualizarea unei suprafețe de teren din Târgu Lobor, destinat amenajării unei piețe de angro. Consilierul a precizat că în acest fel se încearcă păcălirea consilierilor în a-și da acordul pentru niște proiecte de pe urma cărora ar beneficia doar câțiva potentați din Brăila. În replică, Dănăilă a ținut să-i explice colegei sale de partid că nu există nimic subteran în aceste proiecte și că prin tot scandalul pe care îl face, nu face decât să blocheze activitatea Consiliului. Pur și simplu am senzația că cineva își bate joc de consilierii Consiliului Local pentru că se spune că se actualizează suprafața de teren de la administrația pieților. Probabil că nu știți că în 2008 această suprafață a fost măsurată și are 28.404 metri pătrați, așa cum și în cartea funciară, și acum o actualizăm, dacă nu știați, la 28.404 metri pătrați. Adică metrul din anul 2004 nu mai este, din anul 2008 nu mai este același metru ca în 2015, probabil. Nu putem elibera autorizația de construire pe un teren domeniu public, fără ca CLM-ul, proprietarul terenului respectiv, să-și dea acordul cu privire la această investiție, ce urmează să fie întabulată în cartea funciară. Deci asta nu este o bătaie de joc la adresa Consiliului. Este o aducere la cunoștință a unei investiții viitoare ce va greva cu sarcini construcțiile de acolo, terenul pe care CLM-ul îl are astăzi în proprietate. Am mai dat de 3 ori acordul. Avem 3 hotărâri din Consiliul Local, prin care Consiliul Local și-a dat acordul pentru efectuarea acestei investiții. Avem și finanțat. Eu v-am lăsat, doamna consilier, eu v-am lăsat să termină, da? Vă rog frumos să mă respectați și noastră pe mine, cum și eu v-am respectat pe mine. Consilierul Drăghincescu nu a fost însă mulțumită de explicațiile primite, așa că a solicitat diverse documente, amenințând că dacă proiectele care îi se par suspecte nu vor fi scoase de pe ordinea de zi, va pleca direct la DNA. Și unde e hotărârea? Păi dar nu suntem la poliție, doamnă, dar eu nu vreau să mă duc la DNA din cauza dumitale. Și nici al lor care scriu că să aprobăm noi în Consiliul Local astăzi cu caietele de sarcini, că nu le-a văzut nimeni. Doar nu credeți că nu plec de aici cu documentația la DNA. Le spun colegilor mei, de aici, cu acest punct 7, plec direct la DNA. Faptul că anumiți colegi de noștri încearcă să blocheze investiții pe care municipiul are în derulare în momentul ăsta, mi se pare o chestiune destul de gravă. Și amenințările legate de DNA, eu vă spun că mă vizează și pe mine în calitate de consilier astăzi, pentru că votez în calitate de consilier. Vă spun că atâta timp cât fac ceea ce consider că este bine, nu mi-este frică de niciun fel de amenințare venită din partea nimănui. Într-un final, pentru a detensiona situația, la propunerea primarului s-a decis ca totuși proiectele care ridicau semne de întrebare să fie scoase și refăcute, urmând a fi supuse spre aprobarea consilierilor într-o altă ședință.